Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. În această dimineață, ofițerii de la Direcția Generală Anticorupție au făcut mai multe percheziții la punctul de trecere a frontierei Giurgiu. De acolo, 7 agenți de poliție au fost ridicați. În aceste momente sunt la audier, la parchetul din Giurgiu, pentru a aduce explicații despre posibile fapte presupuse a fi comise de aceștia, mai exact luare de mită. Fapte petrecute, se pare, în perioada ianuarie-mai 2019, agenții de poliție ar fi pretins sume cuprinse între 10 și respectiv 50 de euro de la șoferii care treceau punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu. E bine, agenții de poliție, potrivit unor surse din cadrul anchetei, închideau ochii în momentul în care șoferii, cine știe, poate aveau defecțiuni la mașini sau transportau anumite persoane. Vedem cu exactitate ce se va întâmpla în continuare în această speță. Este foarte posibil ca agenții de poliție să fie reținuți pentru 24 de ore, iar mai apoi prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că mai ales în această perioadă a concediilor, în perioada verii, foarte mulți șoferi români aleg să plece în străinătate pe la punctul de trecere a frontierei Giurgiu.